Salutare băieții și bine ați revenit pe canal, eu sunt Nemții și astăzi am revenit cu episodul 2 din seria FIFA 2021 Experimente și după cum vedeți și în titlu, după cum vedeți și pe ecran, o să simulăm finala Europa League dintre Villarreal și Manchester United. Am setat primul 11 la ambele echipe așa cum cred eu că o să fie, sunt câțiva absenți în ambele tabere, o să discutăm la momentul oportun. Am setat ora 10, stadionul am setat unul din Rusia, deoarece cel din Polonia nu este, 6 minute și să vedem cine o să câștige această finală. Boys, dacă vă place această serie și doriți să continuăm cu aceste experimente, nu uitați să apăsați butonul de like, neapărat, apăsați pe like, neapărat, și pe subscribe dacă sunteți noi și poate reușim să facem și noi 200 de like-uri, ar fi super, 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 ar fi super, super, super wow. Și începe finala Europa League 2021. L-avem pe Roma Riquelme, legenda celor de la Villarreal aici pe Tifo, frumos. Stă acolo la peluză pe spate. Sper să, de fapt, speră să-i împingă pe cei de la Villarreal, să-i împingă așa către victorie. Pe Unai Emery către cea de-a patra cupă, dacă nu mă înșel. Cea de-a patra cupă Europa League. Avem aici trofeu, avem echipele. Intră pe teren, frumos. Avem jumătate de stadion în galben și alb, sau nu știu exact care sunt culorile, galben, portocaliu, ceva de genul, și jumătate de stadion în roșu-alb, culorile celor de la Manchester United. Pentru cei de aici de pe canal, glory, glory, Man United, suntem fanii lor, știți foarte bine. Ia să vedem dacă recunoaștem pe cineva de aici din... Să mor dacă știu. Ăsta e Parejo, ăsta e Parejo, 100%, Coclan, uite, l-avem și pe Coclan, pe băiatul nostru Coclan. Mai departe, nu știu cine, ăsta e, cred că e Raul Albiol, așa, după... Cred că e Raul Albiol. Rulli e în poartă, că portarul e numai unul, nu știu cine e portarul, și Trigueros, ăsta e capitanul. După față nu știu, dar știu că e capitanul. Iau de ce bun pe ăștia aici, flagul ăsta de Europa League. Sperăm să fie o finală frumoasă. Băi, și uite băieții noștri, Rashi, Pogba, Pogbum, Bruno Alves și El Matador. El Matador Cavani, care are o ediție de Europa League foarte, foarte bună. I-a tras, cel puțin în semifinale, a declarat și Solskjaer. I-a condus spre finală pe cei de la United, a dat 4 goluri poate în primul meci cu Roma sau ceva de genul. Și avem primul 11 a celor de la Villarreal. Rulli în poartă, Mario Gaspar pe dreapta, Albiol, Torres fundaș central, Pedraza pe stânga, Parejo cu Coclan mijlocaș central, Tigueros pe dreapta, Gomez pe stânga și Moreno cu Alcacer. E de discutat aici, nu știu dacă o să joace 4-4-2 sau 4-3-3, o să vedem mâine seară, că mâine seară, miercuri seară o să vedem echipele. Să vedem dacă joacă Foyt acolo în dreapta, în locul lui Moreno, nu știu exact, nu știu, de fapt în locul lui Gaspar, nu în locul lui Moreno, în locul lui Gaspar. E posibil să o joace Foyt, e posibil să o joace Baca atacant, nu se știe. Și avem și pe băieții noștri de la Manchester United, în frunte cu Cavani atacant acolo, omul de gol, De Gea în poartă, Maguire cu Lindelof fundaș central, Van Bissaka pe dreapta și o pe stânga, McTominay cu Fred mijlocaș central, Pogba acolo în stânga, cum a jucat aproape toată ediția de Europa League. Bruno Fernandes în spatele lui Cavani, după cum am spus, și Rashi pe partea dreaptă. Și începe meciul, dragilor. Villarreal are lovitura de începere, să vedem. Sperăm să fie un meci frumos. Un meci frumos și sperăm să câștige Manchester United și astăzi și miercuri seara să câștige United, că glory glory United și prea bine. Gomez pe partea stângă. Să vedem prima acțiune de atac a celor de la Villarreal. Parejo până la Gerard Moreno, Paco Alcacer. Mamă, Gerard Moreno ăsta, știți, de la seria cu Ultimate Team, de la acolo. Frumos card a avut în modă season, numai ăla ne-a picat. Numai Gerard Moreno ne-a picat, nu putea să ne pice și un De Jong ceva, numai Gerard Moreno ne-a picat. Pogba, prima acțiune de atac a celor de la United. Cavani, pasă până la Scott McTominay, pasă filtrantă până la Bruno Fernandes, dar un tackling foarte bun al lui Pau Torres. Pedraza pe partea stângă, Parejo, se pare că cei de la Villarreal nu se grăbesc să atace, o să atace cu calm probabil. Clar, United este favorita. Pe virtual, Gerard Moreno de la Villarreal. Cred că jucătorul cel mai în formă, cu cel mai bun sezon de la Villarreal și care trebuie să se ridice la un nivel foarte bun pentru a trage echipa după el. Cred că se bazează foarte mult cei de la Villarreal pe el. Coclan, fundaș, pasă până la fundașul Albiol. Albiol până la Trigueros. Paco Alcacer îl driblează, încearcă să dribleze pe Maguire. Un doiuri acolo în atac. Paco Alcacer este blocat de regele Maguire, care este și el in cum se zice, mă? Cum se zice, mă? Care e, mă, cuvântul? Bă, ce greu e să fii comentator. Incerpă. Este incerpă pentru această finală. Pogba pe partea stângă, mamă. O acțiune bună a celor de la United, dar au scăpat cu fața curată cei de la Villarreal. Gomez pe partea stângă. Pedraza. Parejo. Dani Parejo.
care a jucat o viață la Valencia și anul trecut l-au aruncat. Dacă mă se-a stricat, l-au aruncat pe pareul ăsta. Moreno, Gerard Moreno, pe partea stângă. Avansează cu mingea, pasă la Alcacer, Alcacer face... Mamă, pasă bună până la Parejo. Parejo, mamă, bine, bine. Mamă, intervenție, prima ocazie mare aparține celor de la Villarreal. Dar De Gea intervine foarte, foarte, foarte bine. Avem aici reluarea, Parejo cu acțiune foarte bună, pasează până la... Cine este? Cine-o fi ăsta cu 17? Cred că Alcacer. Cred că Alcacer e cu 17. Și o ocazie foarte bună a celor de la Villarreal și prima fază fixă, primul corner pentru cei de la Villarreal. De menționat că lipsesc pentru acest meci, cred că o absență foarte importantă pentru cei de la Villarreal, și cu Eze, nu poate să joace în acest meci. Iar pentru la Manchester United sunt incerți Maguire, Fred, Phil Jones, regele Phil Jones nu poate să joace, e indisponibil. Și Maguire cu Fred sunt așa, în discuții, să vedem dacă o să fie apt. Plus Martial. Eu cred că Fred o să joace, Maguire o să joace, Martial cel mai probabil nu o să joace și așa am setat și primul 11 la cele două echipe, în funcție de ce am crezut eu. Acum să vedem, miercuri seară vedem exact ce și cum. Deci până acum, minutul 20, cea mai mare ocazie au avut-o cei de la Villarreal prin Paco Alcacer. Să vedem în continuare, atacă din nou Villarrealul. Combinație foarte frumoasă acolo în atac, Gerard Moreno scapă. Show, pune foarte bine corpul acolo. Niște fente frumoase al lui Gerard Moreno. Pasă până la Figueroș. Figueroș care joacă oriunde linia de mijloc acolo la Villarreal, unde e loc. Intervenție foarte bună al lui Show. De fapt nu era Show, cred că Maguire. Și șansă de contraatac pentru United. Edinson Cavani este blocat foarte bine de Raul Albiol. Raul Albiol care a trecut și pe la Real Madrid câțiva ani. A jucat acolo la Real Madrid câțiva ani. Coquelin pasă până la Alcacer. Gerard Moreno. Maguire recuperează foarte, foarte bine. Foarte bine recuperează Maguire. Wan-Bissaka pasă până la Bruno Fernandes. Cam pe contraatac așa United după primele 26 de minute. Numai contraatacuri au avut. Să vedem dacă reușesc prin această tactică. Nu știu dacă o să arate chiar așa jocul de miercuri, dar vom vedea. Pasă greșită a lui Cavani și Villarreal de nou în posesie. Mi-am luat și căștile astea, după cum vedeți, comentator adevărat boys, așa că apăsați butonul ăla de like. Apăsați butonul ăla de like să facem 200 de like-uri, neapărat trebuie să facem 200 de like-uri la episodul ăsta și vine următorul. Paco Alcacer. Pasă până la Gerard Moreno. Interesant. Iese cam aerul Lindelof, da, Maguire, regele Maguire. Și scapă pe contraatac, El Matador, pe partea stângă. El Matador se duce cam în tușe, cam izolează acolo și Mario Gaspar îl ține foarte din scurt, așa. Sau Albiol, e Albiol, bă, Albiol aici pe el, Albiol, Luke Shaw. Fred, pasă până la Bruno. Bruno pasă până la McTominay, Rashford a intrat foarte bine în centru, ia locul lui Cavani, Rashford. Pasă până la Bruno, Bruno până la Fred. Fred, pasă până la Rashi și s-au încurcat acolo, dați până la poartă. Nu vă învață Solskjaer ăsta să dați la poartă, nu pot să cred așa ceva. Pot să cred așa ceva că nu vă învață să dați la poartă. Dani Parejo, la minge, minutul 36, mai sunt 10 minute. 10 minute, cred că cu tot cu prelungiri, până la finalul primei epize și scorul este 0-0. Ocazie foarte mare pentru Villarreal, 1-0. La ocazii mari pentru Villarreal și sunt din nou de atac. Din nou un atac, Paco Alcacer. Greșește, pasă, bă, Maguire. Bine Maguire până acum. Luke Shaw, care a avut un sezon foarte, foarte, foarte bun. De când a venit Tej, Luke Shaw parcă e altul. A fost și ferit de accidentări și a avut un sezon, cred că a jucat la adevărata lui valoare sezonul ăsta. Bruno Fernandes. Jucătorul de la care ne așteptăm să aibă o sclipire, o pasă finală, ceva. Rashford cu o schemă frumoasă, pasă până la Bruno Fernandes, la tackling foarte bun al lui Albiol. Din nou încearcă o pasă, Rashford pentru Cavani și Cavani a vrut să o întoarcă în fața porții, dar nimic. Bruno Fernandes, primul corner pentru cei de la Manchester United, minutul 41, centrează pentru Cavani. Cavani, ce lovitură bună de cap, dar Rulli este acolo, bă, este la post Rulli. Ce centrare bună a dat Bruno Fernandes. Cavani s-a înălțat bine. Mamă, ce bine. Dar și Rulli. GG amândoi. Și cornerul numărul 2 din aceeași poziție, un minut mai târziu față de primul. Din nou, de data aceasta pe colțul lung și respinge în fundașa celor de la Villarreal. Mamă, trei cornere unul după altul. Bate Luke Shaw de pe partea dreaptă. Centrare bună, colțul lung din nou. Și respinge Gerard Moreno, dă tare să scape de ea. Minutul 44. Bă, e derby. Dacă scapă fără gol,
trebuie să scape fără gol Villarreal acum pe final de repriză, că e foarte important. E foarte scriptul, lucrează scriptul acum, ca la Weekend League lucrează. Fred, pasă până la Cavani. Cavani face o schemă frumoasă așa până la McTominay. McTominay e un jucător care a crescut și el foarte mult sezonul ăsta. Și sperăm sezonul următor să ne batem la campionat, băieți, cu United. Să ne batem și noi la campionat, că nu se mai poate. Pauză! Pauză în finala Europa League. 0-0 la pauză, fanii sunt în delir. Villarreal crede în această finală, crede că pot câștiga această finală. Să vedem un pic statisticele la pauză. 2 șuturi față de 3 ale celor de la United. Pe poartă, tot la fel, 2-3. Posesia 60%, Villarreal 40%, Manchester United. Tackling-urile astea nu sunt așa importante. Așa, cornere 1-3. United a avut 3 cornere pe final. 3 cornere pe final a avut. Șut accuracy 100%, 100%. Pass accuracy mai bine pe pass accuracy cei de la Villarreal. Și mergem spre repriza a doua. Să vedem dacă o să se facă ceva schimbări, să vedem cum o să decurgă repriza a doua. Probabil o să intre ceva super sabur, cum le zicem noi, în lumea aceasta de FIFA. Cred că nu este nicio schimbare la pauză și începe repriza secundă a finalei Europa League 2021. Glory, glory, Man United, boys! Glory, glory, Man United! Vreau să văd acolo în comentarii glory, glory, Man United! Toată lumea să lase glory, glory, Man United! Suntem susținători Manchester United, noi aici pe canal. Fred, la balon, pasă până la McTominay, pasă până la Bruno Fernandes, care întoarce la McTominay. Fred, cu stângaciul lui brazilian, așa, tehnicaci, mititel. Bruno Fernandes, Edinson Cavani până la Bruno Fernandes. Încearcă niște scheme să-l scoată pe Pau Gomez de acolo. McTominay, Fred, până la Pogba, Fred din nou. Edinson Cavani, Bruno Fernandes până la Edinson Cavani, o schemă bună, Cavani, șut și gol! 1-0 Manchester United în minutul 51. Edinson Cavani își confirmă acest sezon, sau cel puțin din faza eliminatorie. Sezonul foarte bun de Europa League și chiar și sezonul per total foarte bun avut la United pe final, așa, pe final și-a dat drumul la goluri și la evoluțiile foarte, foarte bune. 1-0 Manchester United a marcat Edinson Cavani, care tocmai cred că și-a prelungit contractul cu United. Și a prelungit. A fost răsplătit pentru evoluțiile bune. Uite și pe Unai Emery. Supărat, bă, întricou. Bă, dar nu ți-ai și cu un costum? Cam slăbuț așa Unai Emery. 1-0, băieți. Edinson Cavani. Scor. First goal în Europa. Hai că first goal, care e o grămadă de goluri. A dat 4 goluri numai cu Roma. A dat 4 goluri numai cu Roma. Da, bă, și Villarreal trebuie să alege după egalare. Dacă vrea să mai aibă vreo șansă, trebuie să egaleze și poate ceva prelungiri. Ar fi frumos să fie așa niște prelungiri. Să câștige United, bineînțeles. Dar ar fi frumos așa niște prelungiri. Să vedem. Trebuie să apeleze și la ceva schimbări Unai Emery, pentru că United e destul de bine până acum. E destul de bine. Dar să vedem. Recuperează regele Maguire. Mario Gaspar pe partea dreaptă. Pasează până la Coquelin, până la Parejo. Parejo mai departe la Gerard Moreno, dar Van Bissaka intervine foarte bine și cu calm de Hea, frumos, pasă până la Lindelof. Luke Shaw pe partea stângă. Fred, Bruno Fernandes pasează până la McTominay. Cavani din nou la minge. Am zis că o să-l lanseze aici pe Rashford, dar nu. Bruno Fernandes este deposedat foarte bine de Raul Albiol și îl avem pe Gomez pe partea stângă, care încearcă să pornească un contraatac aici pe partea stângă. Este destul de singur. Dacă reușește să treacă de Van Bissaka, poate fi periculos, cred că este out. Sau fault, s-a dat fault? Nu cred că s-a dat fault. Ia să vedem. Ba da, s-a dat lovitură liberă pentru cei de la Villarreal. Prima schimbare la Manchester United. Iese Scott McTominay și intră Van de Beek. Van de Beek intră acolo la închidere lângă Fred. Vreau un plus de prospețime Solskjaer acolo în mijlocul terenului. Centrare, respinge foarte bine Van de Beek, cred că el e mai blonduț așa. Paco Alcacer la minge până la Manu Trigueros, niște ball roll-uri acolo frumoase, dar recuperează foarte bine Fred. Pasează pentru Pogba. Niște skill-uri acolo foarte frumoase din partea lui Pogba. Ține de minge. Asta trebuie să facă Manchester United în cele 30 de minute rămase, cu tot cu prelungiri, cred că cam 30 de minute mai sunt. Pasă până la Bruno Fernandes. Edinson Cavani la minge, redublează foarte bine cu Fred. Un 2 frumoase între Fred și... Mamă, ce frumusețe! Foarte frumos joacă United. Van de Beek acolo proaspăt la mijloc. Pasă până la Bruno. Bruno ia de foarte multe ori locul lui Cavani, din ce văd. Cavani iese la primit și Bruno pleacă în spațiul liber, lăsat de Cavani acolo.
Frumos țin de minge cei de la United, minutul 66, Fred la balon, Van der Beek, Donny Van der Beek, Bruno cu un skill, cu o braziliană, cum se cheamă asta, nici nu știu cum se cheamă, Fred la minge, Bruno Fernandes până la Cavani, din nou Bruno Fernandes la minge, pe Rashford, bă, nu l-am văzut, nu prea l-am văzut cu meciul ăsta, Cavani pasă până la Fred, încearcă să-i desfacă cei de la United de acolo, să-i scoată din apărare pe cei de la Villarreal, care o să cam trebuiască să iasă din apărare, că e minutul 70, mai sunt 20 de minute și trebuie să marcheze ca să ducă meciul în prelungiri. Figueroa și pe partea dreaptă, până la Coquelin. Unai Emery încă nu a schimbat, dar cel mai probabil la următoare pauză cu siguranță va efectua una sau două schimbări. Coquelin pasă până la Parejo, Gerard Moreno, pasă bună la Gomes pe partea stângă, un duel 1-1 cu Wan-Bissaka. Dacă reușește să se centreze, pasă foarte bună la Parejo. Gerard Moreno încearcă cu călcâiul, dar Lindelof este la post. Este la post și nu... A fost de netrecut fundașii celor de la United în acest match. Doar la prima ocazie a celor de la Villarreal a fost acolo un pic de o discrepanță așa între fundașii centrali și au reușit Alcacer să dea la poartă. Și acum din nou, Donny Van Der Beek pasă până la Rashi. Rashi pasă până la Bruno Fernandes. Rashi din nou la balon. Un, doi ori frumoase acolo. Combinații frumoase acolo în treime adversă. Rashford la balon. Rashford la balon. Pasă la Bruno Fernandes. Pune la poartă. De la poartă Bruno Fernandes. Ține de minge. Ține de minge în continuare. Minutul 77. Asta e ceea ce trebuie să facă cei de la Manchester United. Cavani încearcă până la Rashford, dar recuperează foarte bine Albiol. A făcut un meci foarte bun Albiol și el. Să vedem. Gerard Moreno. E o fază importantă asta. Dacă reușesc cei de la United să scape fără gol, cred că e a lor finala. E minutul 80. Moi Gomez pasă până la... Ajunge mingea la Trigueros. Trigueros șut și intervenție foarte bună al lui Luke Shaw. Unai Emery este disperat. E disperat că n-a dat mai la poartă mai repede Trigueros. Dar Luke Shaw, ce intervenție frumoasă. Ce intervenție frumoasă pentru Luke Shaw. Și avem corner pentru Villarreal. În minutul 80. O șansă foarte importantă să restabilească egalitatea cei de la Villarreal. Și avem și... Prima schimbare, intră Ibora, cred că în locul lui Coquelin, dacă văd bine, da, Ibora în locul lui Coquelin, la mijloc acolo, încearcă și Unai Emery să schimbe, respinge foarte bine Maguire, respinge foarte, foarte, foarte bine Maguire. Încă o fază fixă pentru cei de la Villarreal, minutul 81, trec minutele și iese foarte bine de Hea, foarte, foarte bine iese de Hea și respinge, minge la Trigueros, Gomez, pasă până la Ibora, din nou Gomez, pasă până la Trigueros, Gomez, combinații încearcă cei de la Villarreal să destabilizeze apărarea lui United, Gomez pasă până la Parejo, Pedraza la balon, din nou până la Gomez, până la Gerard Moreno, alunecare foarte bună lui Wan-Bissaka și United încearcă un contraatac, Rashford pe partea dreaptă ar trebui să-și pună în valoare viteza, Bruno Fernandes pe partea dreaptă și el, Rashford, Cavani, dar este foarte bine deposedat de Raul Albiol. Și minutul 87, cred că ultima șansă pentru Villarreal să restabilească egalitatea și să ducă meciul în prelungiri, dar recuperează foarte, foarte bine Rashford. Pleacă pe contraatac United cu Fred. Ține frumos de minge Fred, îi pasează lui Cavani. Pasează mai departe până la Bruno, dar Pedraza intervine foarte bine și chiar că ultimul atac pentru cei de la Villarreal. Minutul 88, Gerard Moreno. Pasează până la Alcacer. Alcacer încearcă o fentă și greșește pasa. Fred recuperează. Minutul 91. 2 minute de prelungiri în această finală. Van der Beek. Fred. Dacă sunt inteligent să țină de această minge, nu cred că mai e nicio șansă. Pogba calmează jocul și pasează înapoi lui Lindelof. Cavani. Bruno Fernandes. Minutul 93 deja. Ține foarte bine de minge Bruno Fernandes. Și final de meci, final de Europa League pentru al sezonului, de fapt, 2021. Manchester United este încoronată regina Europa League, primul trofeu european pentru Ole Gunnar Solskjaer. Un meci foarte bun și grație golului marcat de Edinson Cavani, care își încoronează așa evoluțiile bune din Europa League până acum, cel puțin din fazele eliminatorii, United reușește să câștige finala Europa League. Ia, vedem acolo frumos bucuria celor de la United. Ia uite, fotografii, frumos. Fred, Rashford, Cavani, toți băieți. O singură schimbare făcută de Ole Gunnar Solskjaer. A intrat Van de Beek acolo să echilibreze puțin mijlocul. Și avem și festivitatea de premiere, băieți. Sperăm să fie așa și miercuri. Glory, glory, Man United în comentarii neapărat.
Glory, glory, Man United. Am avut și un poll pe comunitate și ați votat de asemenea că o să câștige Manchester United această competiție. Ia să vedem. Ia medalia pe băieți, vine și regele Maguire. Vine și regele Maguire acolo la final, capitanul celor de la United. Și toată lumea e în delir. Haide, confeti, bine, bine, glory, glory, Man United, boys. În acest al doilea episod am simulat finala Europa League, Manchester United vs Villarreal și, după cum vedeți, glory, glory, Man United au reușit să cucerească acest trofeu. Dacă vă place această serie și doriți, următorul episod ar fi finala UEFA Champions League. Dacă vreți să continuăm această serie, lăsați un like să facem și noi 200 de like-uri, abonați-vă dacă sunteți noi pe canal și nu uitați, băieți, în comentarii, glory, glory, Man United. Ia uite-mă, băieți, Asta vreau să văd și miercuri seară, băieți. Vă mulțumesc frumos că ați fost alături de mine în acest episod. Să aveți o zi frumoasă în continuare. Eu sunt Denții, vă pup!